Azi, 25 martie 2018, un mesaj al meu Bogdan Iviorel, maestrul curajului. Eu, Bogdan Iviorel, maestrul curajului, din România, Muncii Slobozia, județul Ialomița, doresc mult curaj poporului român. Doresc mult curaj poporului din Republica Moldova. Doresc mult curaj poporului de pe planeta Terra Earth Gaia, pe care locuiesc eu, Bogdan Iviorel. Doresc mult curaj poporului stelar. Doresc mult curaj poporului constelar, doresc mult curaj poporului, tuturor popoarelor planetare, doresc mult curaj tuturor popoarelor constelare, doresc mult curaj tuturor popoarelor solare, doresc mult curaj tuturor popoarelor galactice. Doresc mult curaj tuturor popoarelor universale. Doresc mult curaj tuturor popoarelor cosmice. Doresc mult curaj tuturor popoarelor cosmice. Doresc mult curaj întregului popor macrocosmic. Doresc mult curaj la toate ființele, la toate conștiințele, la toți oamenii și la toate energiile microcosmice din macrocosmos. Eu, Bogdan Iviorel, doresc maestrul curajului, doresc mult curaj la toate ființele, la toți oamenii, la toate conștiințele, la toate energiile microcosmice din macrocosmos. Eu, Bogdan Iviorel, maestru curajului, doresc mult curaj la toți oamenii, la toate ființele, la toate conștiințele, la toate energiile microcosmice din macrocosmos. Eu, Bogdan Iviorel, din România, Muncii Slobozia, județul Ialomița, doresc mult curaj la toate ființele, la toate ființele, la toți oamenii, la toate conștiințele, la toate energiile microcosmice din macrocosmos. Lam, 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 Merkaba, 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 Merkaba. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Rog pe pastorul Costel și pe pastorul Gogu de la Biserica Pentecostală Noua Speranță din Slobozia Ialomița, dacă vrea să fiu șeful Bisericii Pentecostale, să mă contacteze pe Messenger. A um, 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 a um. Am să explic până veți înțelege. Orică zic a um, orică zic amin, este tot o mantră. Ceea ce înseamnă Dumnezeu Tatăl Ceresc, Iisus Fiul, Iisus, Iisus Hristos Fiul, Sfântul Duh și Sfânta Fecioară Maria, Treimea Sfântă.
Așa că nu vă mai lăsați manipulați de cine vrea să lovească mine. Informați-vă bine pe internet și o să vedeți că am dreptate. Cei care lovesc în mine sunt niște oameni nu cunosc bine ce se întâmplă în lumea aceasta și văd numai direct în față, în loc să vadă și în spate, și în stânga, și în dreapta. Deci, numai oameni deștepți poate să înțeleagă tot ce spun eu. Și când mă refer deștepți, nu neapărat că trebuie să ai facultate ca să mă înțelegi pe mine, ci să ai mintea deschisă la nou. Am observat că mă salută tinerii numai cu salutul aum. Aum, 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 aum. Eu merg pe stradă și mă trezesc în spatele meu că zice aum, aum și eu le răspund aum. Acesta să fie salutul între cei care cred în mine și în noua religie care se va înființa, dacă va dori, poporul român și poporul planetar a planetei Terra, iartă, Gaia. Numai atunci se va înființa această religie, religia păcii. Cred că numai această religie va aduce pacea pe atât în România și pe această planetă pe care mă aflu eu. Religia păcii. Nu religia ortodoxă, nu religia catolică, ci religia păcii va aduce pacea atât în România cât și pe planetă. Așa să fie. Aum, aum, aum. Aum.